e social acceptat să vorbești așa, adică ușor, ușor, de fapt ușor, ușor, lumea dintotdeauna a vorbit așa, practicau această ipocrizie despre care spuneai tu mai devreme. Ce mi se pare mie foarte grav, nu e că au început cetățenii să vorbească cu muie despre oamenii de la putere sau să fie muia foarte prezentă în spațiu public. Ce mi se pare mie foarte îngrijorător este că oamenii care conduc România nu știu să vorbească românește. Aia e o problemă de fond. Nu faptul că lucrurile, că această coajă de ipocrizie s-a rupt. Pentru că era o ipocrizie. Până la urmă, oamenii, dacă voiau să vorbească așa, vorbeau. Nici acum nu te obligă nimeni, nu stă nimeni cu pistolul la tâmpla ta și dacă nu scrii muie PSD pe Facebook, te împușcă în cap. E alegerea ta. Mie personal ți-am spus, mie nu-mi place sloganul muie PSD. Mi se pare, înțeleg ce înseamnă, nu nepotrivit în sensul la care se gândesc acești intelectuali foarte sensibili la vocabular. Mie mi se pare că nu are suficient de multă ironie. Mi se pare că e prea ghiolbănesc, prea de autobază, știi? Adică, cred că, înțeleg că s-a depășit faza la care umorul mai putea să ne ajute și am ajuns la o disperare în care nu putem să spunem decât chestiuni din astea radicale. Dar un slogan mult mai soft și mai potrivit, care să însemne de fapt același lucru, mie îmi place sloganul UE PSD. Adică mi-ar fi plăcut să-i văd dacă aș fi lucrat pentru PSD și aș fi vrut să fac ceva frumos, să subminez partidul din interior, când și-a adus domnul Dragnea porumbei albi la București, bugetarii, pensionarii, susținătorii care au făcut marele meeting al îmbrăcați în alb, în puritatea PSD-istă, atunci mi s-a fi vărut frumos în moment de caragiale să fie cineva care să îndemne să strige UE PSD, adică să arate deplină aderarea partidului la valorile europene. Nu poți să fii împotriva unui slogan de genul UE PSD. Până la urmă și Partidul Social Democrat își dorește la fel de mult ca noi, nu-i așa, să rămânem în Uniunea Europeană și chiar se mândrește în istoria lui că e partidul în timpul căruia s-au semnat actele de aderare la Uniunea Europeană. Deci eu aș fi fost foarte ok cu UE PSD. Toată lumea înțelegea despre ce e vorba, nu trebuia să fie neapărat muie. Dar e ok și muia până la urmă. S-a mai tot spus că, de fapt, vulgar în construcția asta este cuvântul PSD, nu cuvântul muie. Ceea ce, cum ar zice și Ilie Moromete, e un punct de vedere.